Tu e forma, tu le vorrei minimo sunt sigură că mulțime din minte și am zis, Doamna Mântuitoare, care m-a chinuit cu dictări și cu... Toți va fi. Mă ce nu ne era cu tabla mulțime, mai ales am avut o elevă care zice, Doamna Mântuitoare, oricum nu Claudiu. Nu e niciodată că la o lucrare fulge la matematică cu tabla mulțirii, n-am știut cât face 7-8 și mi-am la 9. Așa că v-am cam chinuit, dar cu gândul bun. De a ajunge mai bun pe mâna profesorilor. Și într-adevăr a fost o clasă după care nu mi-a fost rușine niciodată. Acum sunteți mari, sunteți frumoși, sunteți năzdrăvani, nu? Realizat și mă bucur. Știu că persoanele în vârstă nu vine să dea sfatul tinerilor, numai dacă li se cere. Am aflat și noi. Eu vreau totuși așa, ca fostă tovarășe, dar voi aveați un fel de a zice muzical, nu ziceați tovarășe, ziceați tovarășa. Vă sfătuiesc cei care sunteți căsătoriți să luați alături de voi dragostea și respectul față de persoana cu care ați pornit în viață. Când apar, dacă apar nemulțumiri, să vă aduceți aminte de momentele frumoase. Se reface de multe ori căsnicia în felul acesta, știți? Că există și momente mai așa. Deci ăsta a fost sfatul pe care am vrut să îl dau și să vă spun totuși o anecdotă. O știu de mult, se zice că de pe vremea când regii aveau drepturi și de moartea se ca supușilor. Și un rege i-a spus odată bijutierului său, să-mi faci un inel pe care să nu-l mai întreacă nimeni, să fie cel mai frumos. Iar o stat s-a gândit, măi, oricât l-aș face eu de frumos, tot peste câțiva ani va veni altul cu un alt model, un teribil mai grozav, și atunci l-a stat capul unde stau picioarele. Dar a zis omul, dacă ar fi așa, așa s-a trece. Și s-a gândit să drameze pe inelul regelui, și știți cum, când ajunge în plinge, așa de multe ori oamenii când se gândesc, se joacă cu inelul. Și când vedea regele scris și asta trece și-a dat seama că a fost cea mai de valoare de interia pe care i-a făcut. Și acum vreau să zic, dacă dați peste greutăți în viață, să vă zice și asta trece, că totdeauna nu te-a când era trist și vedea chestia asta, zicea, va trece tristețea. Când era prea vesel și zicea, mai, moderație.